Lăsata secului se prăznuiește cu o zi înainte de intrarea în postul Crăciunului, care începe luni 15 noiembrie și se va încheia pe 24 decembrie. Așa că duminică pe 14 noiembrie va fi lăsata secului. În această zi se obișnuiește să se facă petrecere în familie cu multă mâncare și băutură. Potrivit creștinortodox.ro, cuvântul sec din lăsatul secului se înțelege ca fiind sinonim cu uscat, de post sau fără grăsime. Cu toate acestea, clericii ne învață că accentul nu trebuie să fie pus pe mâncare, ci pe obiceiurile lumești care trebuie temperate. Rostul fundamental al oricărui post este să ajute la dezintoxicarea sufletului, nu cea a corpului prin regim alimentar. Se spune că este mai important ce spunem și ce gândim decât ce anume mâncăm. Un post nu trebuie să domolească doar poftele trupești, ci să îmbuneze și sufletul. Perioada de post începe în 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie. În postul nașterii Domnului, timp de 40 de zile, creștinii respectă o serie de reguli stabilite pentru această perioadă ce amintește de postul patriarhilor și drepților din Vechiul Testament și de postul lui Moise de pe muntele Sinai. Așa cum aceștia au postit în vederea venirii lui Mesia, tot astfel se cuvine să întâmpinăm și noi nașterea lui Hristos. Începând cu prima zi a postului, nu se mai fac nunți și nici petreceri până după anul nou. Postul înseamnă trecerea printr-o perioadă de rugăciune, căință și mărturisirea păcatelor de înfrânare, de răbdare și iertare. Potrivit obiceiurilor religioase, în postul Crăciunului nu se consumă carne, ouă și brânză. În zilele de luni, miercuri și vineri se mănâncă fără ulei și fără vin. În zilele de marți și joi se face dezlegare atât la unt de lemn cât și la vin. Sâmbătă și duminică, până pe 20 decembrie, se poate consuma ulei, vin și pește. Dacă în zilele de luni, miercuri și vineri, Biserica Ortodoxă prăznuiește vreun sfânt mare, însemnat în calendar cu cruce neagră, creștinii pot consuma unt de lemn și vin. În lumea satului românesc, lăsatul secului pentru postul Crăciunului aduce rudele la oaltă la o masă mare cu mâncare și băutură din belșug.